Am profesional din punctul meu de vedere și cred că al multora dintre dumneavoastră, un guvern tehnocrat este un accident democratic, pentru că democrația înseamnă partid, înseamnă parlament, înseamnă respectarea Constituției, înseamnă politicieni care sunt penalizați atunci când greșesc și știi de unde să-l iei și cum să-l depunctezi dacă a făcut o eroare și nu un personaj colectiv oarecum anonim, pe care nu știi de unde să-l iei și cum să-l mai votezi sau să-l tai de pe listă atunci când vrei să-l...